trebuie să discutăm și de incidentul cu ministrul Novak. Ați venit la București și, mă rog, a avut loc scena aia, nu dintre cele mai fericite. De fapt, ce ai vrut tu să-i reproșezi lui? Nu am vrut să-i reproșez ceva personal, așa, domnului ministru. În momentul ci în care ca simbol am al ajuns autorității, al tot, tot ce înseamnă sportul acesta românesc care e băgat în seamă odată la 4 ani. Acolo a fost revolta mea cea mai mare. Nu, și scrima știind, sau unele nu, sporturi. Unele că... sporturi, da. Unele sporturi. Alte sporturi. Exact. Alte sporturi. Rubrica alte sporturi care trăiește odată la, așa era la 4 ani de așa zile. Era la ziar. Fotbal și alte sporturi. Știu că întotdeauna am fost la alte sporturi. Și pentru alte sporturi nu prea se găsea loc, spațiu. Exact. Cumva mulți n-au înțeles gluma mea de la aeroport vis-a-vis de domnul Borcea. Am mai explicat-o și o să... ce a fost, spune-ne că nici aia n-am înțeles. O să vă explic, da, mi-am dat seama ulterior că nu multă lume eu știu, ține dar oamenii nu episodul știu. În anul 2015, când noi alergam în echipă, da, să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, ne-am întors cu o medalie de bronz chiar de la o Cupa Mondială de la Rio de Janeiro. În momentul în care am aterizat în București, era o medalie de bronz. Nimic adică extraordinar. Nimic exact, nimic extraordinar și era o simplă cupă mondială. Nu era nici măcar, nu știu, campionat european sau mondial. Ei, în momentul în care noi am aterizat și s-au deschis ușile aeroportului și am văzut atâtea camere și atâția reporteri, ne-am speriat, pentru că niciodată scrima nu prezentase atâta interes pentru era media. O medalie de bronz, era o medalie de bronz, exact. Și nu înțelegeam de unde atâta interes. În acel moment, unul dintre jurnaliștii care ne-a urmărit și ne-a fost alături de cele mai multe ori, a apărut așa din mulțime și ne-a spus, e ok, stați liniștite, nu urmează. Pentru voi. Nu sunt pentru voi, exact, pentru că erau foarte multe televiziuni care eu știam că nu au redacție de sport și totuși erau acolo prezenți. Și atunci am aflat că, de fapt, domnul Borcea trebuia să se întoarcă de undeva, dar în momentul în care noi am atras atenția unui jurnalist, ceilalți cameramani au crezut că suntem și noi importante sau ceva de genul acesta. Și de atunci între noi a rămas această glumă vis-a-vis de episodul de când ne-am întors de la Rio. Mai departe de asta, știu că au curs râuri de cerneală pe acest subiect. Pe de o parte, trebuie să recunosc, mă bucur că s-a vorbit de sport. Da. Nu mă bucur că am folosit acel ton și dacă e să-mi reproșez ceva pentru ce s-a întâmplat la aeroport, a fost tonul, dar mesajul rămâne în continuare același. Simțeam că trebuie să ridic tonul ca să mă fac auzită și ca să-mi înghid lacrimile. Da, și de fapt pentru nu vorbeai motiv... pentru tine, vorbeai exact pentru scrimă, exact, asta vreau în să se înțeleagă. Cumva sunt foarte mulți care au înțeles că ceream acei 5 milioane, da, pentru mine. Nu, eu sunt sportivul care știe unde este locul, care este mulțumit cu ce a primit până acum și cu ce primește. Niciodată nu am spus ceva despre mine. Dar eu nu vreau ca acei copii pe care noi îi avem în sală, că o parte i-am pierdut, din păcate. Pe o parte i-am pierdut deja, pentru că pe toată durata pandemiei noi a trebuit să ținem sala dedicată loturilor. Nu ne permiteam ca ei să se infecteze și copiii au fost văduviți. Și eu pentru ei am nevoie. Pentru ei cer și pentru ei urlu și pentru că nu vreau ca ei să mai treacă prin etapele pe care noi le-am parcurs până aici. Prin costumele îngălbenite de vreme pe care le foloseam, împrumutate de la colegii mai mari. Prima mea mască de scrimă am primit-o de la un coleg de-al tatălui meu, care făcuse scrimă în tinerețe. Bun, dar asta totuși discutăm de o perioadă trecută. Da, dar și acum se întâmplă la fel. Și acum se întâmplă... Adică tu zici că scrima nu e suficient sprijinită nici astăzi? Nici astăzi. Pentru că dacă ne uităm la buget... Că după buget, bugetul se pare al treilea. După da, este în top 3. Dar dacă ne raportăm la competiții de cadeți juniori, seniori, nu vorbesc de calendar complet pentru cadeți și juniori, vorbesc de calendar complet pentru seniori, banii nu ajung pentru toate competițiile. Bine, și ce fiind... doresc eu cel mai mult și cel mai mult este să-i degrevăm de acest lucru pe părinții aceia care îi susțin pe copii. Pentru că sunt copii care ar putea să performeze, dar părinții nu mai fac față. Și îi pierdem. Bun, în scrimă e nevoie să dea părinții și azi? Da, normal. Da? Echipamentele le cumpără părinții, deplasările.
A, păi nu sunt achitate. Atunci nu e în regulă. Păi eu știu că nu este în regulă. Eu știu și tocmai de asta mă lupt și tocmai de asta sunt atât de vocală, pentru că altfel nu o să mai existăm. Și știu cât ne-a luat nouă să aducem spada românească pe harta scrimei mondiale. Și noi nu o să mai avem niciodată acest timp să construim o generație. Noi avem, ca pentru medalia, dacă vreți, de la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, noi am lucrat împreună 15 ani. Nu o să ne mai dea nimeni timpul acesta să construim, să investim într-o altă generație. Ce s-a întâmplat cu generația noastră? Am avut rezultate extraordinare, ca și echipă vorbesc, și individual, fiecare sportiv în parte, iar resursele au fost investite în noi. Resursele pe care federația le avea la momentul respectiv, chiar și cluburile. Dar mai jos de noi, următoarea generație s-a stins.